Hei, eu sunt Mr. Cool Games. Întâi de toate, îmi pare rău de hiatus. Nu mai știu cum se zice în română, oricum. Am lipsit destul de mult. Nu cred că vă pasă mai mult de asta. Cred că vă pasă despre ce e videoclipul ăsta. Oh, doamne! Fucking Pokémon Sun și Moon. Mâine. 26 februarie 2016. Va fi un Pokémon Direct live la ora 5 pentru România, cred. Și eu o să mă uit, fără dubiu. Durează 5 minute, deci nu e așa mare treabă, dar azi, joia asta, azi s-a întâmplat Pokémon Sun și Moon, adică au fost lăsate pe net. Stau chiar acum pe Serebii și mă uit la tot asta. Aici chiar scrie: "This update may be amended throughout the day, so be sure to check back if you have any..." With the generation continuing and nationals coming up globally, and the chat room has... Poftim? Stai, că nu cred că citesc ce trebuie. Oh, ok. A European trademark site has added new listings today for two new possible titles, complete with logos. Logo-urile vi le pun chiar acum pe... pe videoclip, adică să le vedeți, Pokémon Sun și Moon. Dacă asta e legit, cel mai probabil că e legit, pentru că știți, de obicei echipei Game Freak le place să lase un indiciu așa în ultima zi, știți, fix înainte să apară, cum ar fi leak-urile alea cu mega evoluțiile pentru Lucario și Ampharos de la... fix înainte să apară X și Y, înainte să fie anunțate. Păi, la fel e și aici, mâine va fi asta și... Oh, doamne! Mâine va fi anunțat și dacă asta e ce e, e incredibil, mă bucur. Moon e pentru mine. Nu știu, depinde. O să mă uit la legendarii de pe... Dacă e adevărat, dar dacă nu e adevărat, în primul rând, nici nu sunt supărat, pentru că oricum o să fie anunțat ceva mâine. Apoi, dacă asta nu e adevărat, dacă asta nu e fucking adevărat, eu sunt Moș Crăciun, pentru că logourile astea sunt probabil unul dintre cele mai realiste chestii. Bun, probabil chiar e real, pentru că logourile arată prea profesionist să fie false, dar hai odată, dacă asta e fals, găsiți omul care a făcut asta, duceți-mă la el și vreau să dau mâna cu el, pentru că asta e fantastic, e incredibil dacă nu e adevărat, pentru că... Da, chiar m-a convins cu chestiile astea, cel mai probabil e totuși, adică eu... Dar un alt lucru care chiar m-a speriat, ceva ce chiar m-a făcut confuz mai mult decât speriat, e faptul că nu e Pokémon Z. Adică, uitați-vă la toate chestiile cu Zygarde recente, formele lui Zygarde, câinele ăla... Da, îmi place să-i zic câine, că nu-mi place cum arată. Zygarde-ul ăla, Core... Zygarde-ul gigant, știți, la 100% procente, e incredibil și apoi apare Pokémon Sun și Moon leaks. Și ce ați făcut cu Zygarde? Și ce ați făcut cu Zygarde? Legendarul meu preferat din Kalos, a pățit ceva? Unde a dispărut tot? Pentru că eu chiar abia așteptam Pokémon Z. Dar bineînțeles, chiar abia aștept și... generația 7 foarte tare. Chiar cred că mai tare decât Pokémon Z, pentru că am jucat X version și... Ok, scuzați. Da, după cum spuneam, Pokémon Z trebuia să fie. Și nu, e Pokémon Sun și Moon. Adică, bun, eu spun Sun și Moon, eu consider asta adevărat, sincer să fiu. Adică e fix înainte de Pokémon Direct, adică, hai odată, logo-urile arată atât de freaking profesioniste, arată prea realist. Dar, asta e cam tot. Apropo, sunt primul PokéTuber român care face asta, deci, scuze de Mr. Adițu, dar, te-am luat.
Da, să înțeleg, eu chiar mă bucur cu orice joc nou, pentru că chiar orice joc nou Pokémon mă bucură pe mine, cel puțin main series, știți, din astea normale, mă bucură oricare, m-aș bucura egal cu Z și cu generația 7, probabil asta e generația 7, sau poate încearcă ceva nou, eu chiar nu am idee, dar da. Nu știu, fără dubiu o să postez ceva și mâine, vineri, despre ce o să fie de fapt la Pokémon Direct, pentru că chiar sunt foarte curios. Dar da, cred că a fost atât cu acest episod, o să mă întorc destul de în curând, nu n-am murit și da, ne revedem. Pua!